Anul acesta Mazda scrie istorie și sărbătorește 100 de ani de existență. Așa că o să sărbătoresc și eu alături de ei și o să-ți prezint noul vehicul electric denumit MX-30 pe care îl găsești la Arian Motors, dealerul tău Mazda. De la exterior ne convingem că vorbim despre o Mazda. Da, cu siguranță este o Mazda. Partea frontală are liniile clasice, simpliste și o grilă care păstrează semnătura mărcii Mazda. Dacă ne mutăm puțin în lateral, observăm că cei de la Mazda sunt foarte atenți la dorințele clienților care vor un SUV, dar totuși mai mic, de oraș. Exact asta au primit, un crossover cu o linie a platoului mai arcuită și cu doar două portiere la prima vedere. Portierele din spate sunt ascunse privirii și se deschid invers, cumva așa cum vedem la Rolls-Royce sau la BMW i3. Portierele au deschidere foarte largă, aproape de 90 de grade, dar cele din spate pot fi acționate doar dacă le deschizi pe cele din față. Însă, vizual, nota 10 pentru imaginea oferită. Fiindcă nu putem vorbi de ieșiri pentru sistemele de evacuare, toată partea de jos în zona bării este plastic negru, care în contrast cu vopseaua roșie, într-o nuanță ușor ceramică, dă o imagine ușor futuristică a mașinii. Când ajungem la interior, nimic nu ne dă impresia că ne-am aflat într-o mașină electrică. Bordul arată specific Mazda, cu linii simple, clare, ecranul de infotainment este poziționat deasupra bordului și poate fi controlat cu rotița pe care noi o găsim pe consola centrală. Spre deosebire de alte modele, Mazda MX-30 are comenzile pentru climatizare pe un ecran touchscreen, bine integrate și ușor de utilizat. Un element care sigur o să-ți atragă atenția este prezența plutei ca și element decorativ. Sub consolă și în dreptul suportului pentru pahare vei găsi plută, care va oferi un touch eco, dar care este și o trimitere la originile companiei. Mai exact, atunci când s-a înființat compania Mazda, în 1920 producea plută. Abia mai târziu, în 1936, și-a pus numele pe niște triciclete comerciale. Dar să nu ne pierdem în istorie și să nu uit de ce sunt aici. Autonomia acestui model electric este de 200 de kilometri, o valoare suficientă pentru câteva zile de trafic urban, cu drumuri până la birou, sală, grădinița copilului și cumpărături în weekend. După o încărcare de aproximativ 4 ore cu un cablu obișnuit, mașina este din nou gata de drum. Dar nu te lăsa păcălit, chiar dacă este o mașină electrică, MX-30 are 140 de cai, este destul de sprintenă și stă foarte bine în viraje, în ciuda suspensiilor înalte. Dacă îți dorești o ofertă sau o ofertă de finanțare, folosește cele două butoane atașate prezentării mașinii. Dacă în schimb îți dorești să ne adresezi câteva întrebări, te așteptăm în secțiunea de chat.